Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi un subiect extrem de interesant, ca toate celelalte pe care le abordăm vis-a-vis de sănătatea animalelor noastre, respectiv otita la căței. Domnule doctor, bine ați venit! Domnul doctor Alexandru Neacșu, medic veterinar și fondator Puricel Vet. Și căței fac otită, nu-i așa, domnule Și doctor? căței și pisicile. Ia, explicați-ne din ce motiv, cum ajung ei să facă otită. În primul moment trebuie văzut ce tip de otită este. Ai de mai multe feluri. Da. De cele mai multe ori vorbim de otită parazitară, bacteriană sau fungică. Deci cred bacterii, sunt, ciuperci sau paraziți. Cred că sunt rele toate trei. Sunt rele toate trei, mai există cazuri speciale de alergică și așa mai departe, corp străin, mai rar. Otita parazitară sau așa zisă ria auriculară sunt niște mici gândăcei, să spunem așa, microscopici, care se înmulțesc foarte tare în ureche și apare scărpinatul excesiv. În cele mai multe cazuri afectează puiuții, mai ales cei care stau pe stradă, mai ales la pisici. Se tratează, nu e niciun fel de problemă, dar trebuie venit la medicul veterinar, curățat bine urechea și recomandate picăturile adecvate. Da. Otita bacteriană și fungică poate să afecteze și pisica, dar de obicei se întâmplă mai des la căței, mai ales la căței mai păroși, cum sunt bișonei sau căței cu urechile lăsate, da, da, care au foarte mult păr chiar și pe conductul auditiv, pe canalul auricular. Acolo se poate forma, poate să fie umiditate, poate să stea mizeria, nu respiră bine urechea și atunci se formează relativ ușor sau mai ușor decât la un cățel cu urechea ridicată la un câine lup, se întâmplă mai rar, sau la pisici se întâmplă mai rar să aibă otită bacteriană sau fungică. Acestea de obicei miros foarte tare. Deci ne dăm seama repede. Ne dăm seama relativ repede, urechea se murdărește, are o culoare maronie de multe ori. Uneori apare scărpinatul excesiv în zona urechilor, uneori nu. De obicei la otita parazitară e scărpinatul excesiv, la celelalte otite nu neapărat. Dar vedem de multe ori animalul că nu ne lasă să-l mângâiem pe urechi pentru că începe să-l doară. Este un mit ideea conform căreia nu trebuie să spălăm cu apă în interiorul urechilor? Nu avem niciun motiv să băgăm apă în ureche. E chiar indicat dacă îi faci baie la cățel, cu ulterior să iei un bețișor de ureche să-l curățe. Deci nu cu apă, cum își bagă omul dușul în ureche? Există soluții speciale de curățat ureche. Asta era da. Da. Sunt soluții sau pipete care se pun în interiorul urechii, ajută foarte să se curețe foarte ușor urechea și ulterior iei doar excesul sau iei cu bețișorul de ureche, curăți și... După cât timp își revin, dacă iau tratamentul adecvat, își revin căței și pisicile, evident? Depinde, de la o săptămână până la o lună. A, deci nu e o boală care să-i chinuie foarte mult. Nu, vorbim de, să spun așa, eradicare completă, adică de care completă, poate da, să dureze o săptămână, două, trei, depinde de stadiul în care încep tratamentul. Dacă e într-un stadiu incipient, în câteva zile cățelul deja se simte foarte bine și mergi cu tratamentul 10, 14, 21 de zile ca să te asiguri că nu reapare. Mai nou există tratament cu aplicare unică, adică direct la doză sau maxim în două doze, îi pui o pipetă în ureche, nu mai umbli, nu mai curezi, nu mai faci nimic, se vindecă de la sine tratamentul ideal. Există posibilitatea să fie otită doar la o ureche sau de obicei este la ambele? Nu, poate să fie otită unilaterală sau bilaterală, fără probleme. Singura problemă este la otita parazitară, care se poate transmite foarte ușor de la animal la animal. Deci dacă aveți mai mulți căței sau mai multe pisici în casă sau da, în curte și una are otită parazitară, trebuie tratată cât mai toată repede. În primul rând trebuie tratată cât mai repede, verificate și celelalte pisici, dar pisica afectată trebuie tratată cât mai repede ca să nu transmită și la celelalte, altfel o să avem de tratat mai multe animale. Da. Nu credeam că în momentul în care se descoperă că una dintre pisici are o problemă, trebuie automat tratate și celelalte ca să nu fie nu. Dacă o situație neplăcută. Dacă o problemă, mergi cu celelalte animale la control, dacă nu sunt probleme, nu are rost să dăm medicamente de dragul de a ta.
Da. Deci, dragilor, atenție cu otita la animăluțele voastre. Poate să apară, poate să fie de trei feluri, dar în momentul în care descoperiți, se tratează foarte ușor. Dacă se face igiena constant a urechilor și se curăță urechile o dată pe lună, o dată la 2 luni cel mult, și mai ales dacă avem căței de care vă pomeneam mai devreme, bișon, shih Da, da, tzu, da. Yorkshire, cei care au păr foarte mult, Și se urechile curăță lăsate. și urechile lăsate. Yorkshire-ul nu are urechile lăsate de cele mai multe ori, dar are păr foarte mult în zona respectivă și dacă nu e bine toaletat și nu avem un pic de grijă, pot face otită foarte ușor. Mulțumim frumos, domnule doctor. Ne-am lămurit într-o primă fază și care-i treaba cu otita la căței și pisici. Da, Mulțumesc frumos! cu drag.